implicarea care ați făcut-o pentru a mă susține, încât s-a văzut și data trecută și acum, pentru că este foarte important ca un artist să fie susținut de personalități, de instituții culturale, de iubitori de artă, pentru și admiratori de artă, colecționari, la fel, dar dincolo de partea tehnică legată de evoluția artistului sau celelalte aspecte sau tematica sau expozițiile care le-am avut până în prezent, eu m-aș concentra pe un aspect care astăzi, înainte de a pleca la galerie, întâmplarea a făcut să meditez asupra sensul și rolul artelor. Și când vorbim despre artă, este nevoia omului de a căuta frumosul în poezie, în literatură, în pictură, sculptură, arhitectură și toate celelalte. Când vorbim despre frumos, automat frumosul conține în sine armonia, noțiunea de bine. Și imediat aceste două aspecte duce către adevăr sublim și însăși ideea de haș, de săvârșire spirituală prin artă. Și normal că această căutare a artistului, de fapt, dăruiește publicului la frumusețea și însăși frumusețea existenței noastre ca oameni care diferențiază toate celelalte, artă ne încununează. Și revenind la frumos și la artă, de fapt, când vorbim despre armonie, prin artă ne apropiem, fără să fim conștienți, de armonia primordială. Când vorbesc despre armonia primordială, acum mă scuzați că trebuie să fac câteva elemente ca să vă înțelegeți. Armonia primordială, ea este înainte de a se desface timpul. Cum și Eminescu accentuează lucrul ăsta. Și atunci apare urâtul. Când apare urâtul și dezarmonia sau elementele telurice care există în manifestarea noastră ca oameni. Și acum sunt câteva repere care ar vrea să vi le prezint, să nu cumva să trebuie să vorbesc, cum zic, pe din afară. Filozofia lui Iacob Beaune descrie lucrul ăsta, Călătoria magului stele al lui Eminescu, în care el a avut scriere vechi și a citit scriptura vechi și interesat de scrierile filozofice indiene și sanscrita. Am avut întâmplarea să am acces la anumite scrieri care au un conținut ezoteric sau ocult din spațiul indian. Și din toate astea, concluzia este că, înainte deci de a se desface timpul, când Luceafărul din cer, așa cum spune și Eminescu, a vrut să se ridice mai sus decât Creatorul. De un singur Creator este care el a manifestat și toate ele sunt. Spune și Eminescu. Și atunci când el a vrut să se înalțe, de fapt, și-a imaginat să fie deasupra. Și atunci imaginația devine, cum zic, cauză, într-un fel, o cauză primordială. Și când și-a imaginat lucrul ăsta, s-a făcut cutremur în cer tăcere și a așteptat să se întoarcă. Și s-au trezit cei patru fii, mândria, orgolii, iubirea și gelozia. Lucrul ăsta vine prezentat Iacob Beaune. Dar există și o cauză care l-a determinat să-și imagineze. Și atunci intervine nemulțumirea. Și nemulțumirea am avut-o foarte mult timp eu, care era deja o problemă patologică, dar a trebuit să trec printre anumite lucruri și să-mi treacă nemulțumirea, încât acum a venit foarte mulțumit, liniștit, împăcat și să iau lucrurile așa cum sunt, într-un mod firesc. De aici revin, deci, până la urmă, cauza primordială, deci elementul primordial, armonia, cum zic, primordială, este elementul care, după care noi tânjim. Pentru că însăși Lucifer, care a fost cea mai frumoasă făptură și el a fost nemulțumit de tot ce i s-a dat, a căzut și după aia a devenit, a apărut urâtul. Și prin ceilalți fii și tot ceea ce facem noi prin elementele este telurice, într-un fel devenim urâți. Urâtul se manifestă cu mare forță în jurul nostru, vedem cu toții,
nu putem să schimbăm lumea. Vorba lui Alexandru Macedon, când l-au întrebat slujitori, lui toți, cum să te mormântăm, că atât ai cucerit, atâta bogăție ai, cum, ce onor să faci, cum să te mormântăm, face, nu face decât un sicriu din piatră, să fie scris numele pe piatră, că pe piatră nu se șterge, să faci un loc ca să fie scoase mâinile afară, să spune să nu pună nimic scump de preț în mâini, pentru că eu filosof a fost în viață, filosof vreau să rămân după moarte, și la mormântarea mea să faceți mult bine la cei nevoiași și ca toți oamenii mari ai lumii să vadă și să înțeleagă că nimic nu luăm cu noi. Și de fapt luăm ceea ce dăruim, ceea ce facem frumos și frumosul și cultura sau tot ceea ce este plăcut și bine și dăruim, de fapt asta avem cu adevărat. Și într-adevăr trebuie să recunosc că arta m-a transformat. Și m-a transformat prin faptul că așa a fost destinul să-mi scoată în față foarte multe lucruri, pentru că fiecare avem un destin, ăsta a fost talentul meu, cu timp am devenit conștient că trebuie să-l puțin să-l măresc. Totdeauna când vrei să faci un lucru bun sau când vrei să urci, să zidești scara, sunt și alții care stau sau de râne, dar așa se poate urca și se poate, adică devenim mai întăriți. Și revenind la faptul că sunt aici și ieri am fost cu domnul director și am văzut muzeul de artă, eu deja pot să-i spun domnului director că peste vreo 3 ani se va îmbogăți muzeul cu lucrări importante. Inițiativa dumnealui este o inițiativă foarte bună pentru că a invitat artiști plastici din spații diferite, de dovadă datorită dumnealui sunt și eu aici. Dacă n-ar fi avut acest mod de a gândi și a crea colecția muzeului, bineînțeles că n-aș fi fost acum cu această expoziție. În acest motiv, eu îl susțin și îl felicit și îmi urez putere de muncă să realizați muzeul, pentru că, să știți, întotdeauna un om, prin energia și forța și credința lui, dă viață sau creează ceva. Așa că eu urez mult succes, vă mulțumesc doamna Aurelia Grosu de susținerea care am avut-o când am venit și am pictat. Mulțumesc televiziunii OLT că a venit și m-a filmat când am pictat. Doamnei Ionescu, Elena, că astăzi a venit și m-a provocat să vorbesc. Că, până la urmă, știți, într-un meci de box, dacă nu ai cu cine te lupta, n-ai cum să fii invitatul și atunci cel care știe că trebuie să mulțumească pe lui. Așa și eu vă mulțumesc că, cum zic, datorită dumneavoastră, nu zic ca învingător, în sensul că există această nevoie de comuniune sau de, cum zic, eu nu pot exista fără iubitor de artă, fără, cum zic, cei care doresc lucrările și de atâția ani foarte mulți colecționari, oameni de cultură, de o calitate deosebită, m-au susținut, nu mai spun că datorită faptului că am pictat în Franța, se datorează domnului dr. Iulian Simina, un om de o cultură deosebită și un mare iubitor de artă și un mare profunzime. Deja, cum zic, mai dorește, pentru că este foarte conștient de anumite valori culturale și rar se găsesc oameni de acest gen să facă ceea ce a făcut pentru mine. Eu vă mulțumesc de prezența dumneavoastră și faptul că ați fost alături. În continuare, dacă o să doriți să gustați un vin care este produs de mine, ecologic 100%, și să ne bucurăm împreună în continuare și vă mulțumesc pentru